un SMS la 8827 cu textul Liga 1 pentru a sprijini spitalele cu echipamentul de care au nevoie în această perioadă dificilă pentru țara noastră. Urmează meciul dintre Voluntari și FCSB, un meci foarte interesant, un duel despre care Teo spunea că așteaptă cu mare interes tot ceea ce se va întâmpla pe teren, mai ales din punct de vedere tactic. Da, este unul dintre derbiurile etapei, alături de acel Universitatea Craiova Chindia Târgoviște. Jucătorii de la Voluntari și FCSB sunt unii de mare clasă. Emil Constantinescu, reprezentantul cel de la FCSB, și pe cealaltă parte l-avem pe Răzvan Puiu, care joacă acum pe PlayStation 4 în această competiție, în general obișnuit cu jocul pe Xbox, dar cei de la Voluntari au oferit toate condițiile pentru a participa cu succes în această competiție. Răzvan Puiu, cel care o reprezintă pe FC Voluntari, are 16 ani, din județul Bacău, în orașul Comănești. Primul FIFA a jucat a fost în 2002. Echipa favorită Liverpool, jucătorul favorit în realitate Virgil van Dijk, iar jucătorul favorit în FIFA Ronaldo Nazario. Atac pentru FCSB, reprezentată, spunea și Teo, de către Emil Constantinescu, 20 de ani, student la Facultatea de Drept, Universitatea din București, anul 2, peste 20 de turnee câștigate în țară, clasări în top 100 mondial în ultimii 5 ani, echipa favorită FCSB. Cine interesantă în partea dreaptă, blocată, șansă de contraatac pentru Voluntari. Noere, este importantă, Noere titular. Ai fi jucat cu Noere? Da, din primul minut? Este cam singura opțiune pentru acel post. Opțiune care a militat la FCSB, deși poate ar părea altfel. Iată pe Mățan aici, putea să încerce un dribling acolo, a preferat o pasă simplă. Da, la FCSB, opțiune care a militat doar două extreme, Coman și Denisman, dar oricând amândoi ar putea să surprindă. Voluntariul însă mi se pare a fi o echipă foarte bună, mai ales cu vârful de atac care are 4 stele Wickford, deci oferă o mai mare libertate de mișcare lui Răzvan Puiu. Aiduni, Gorobsov, Belu, fostul jucător de la FCSB. Aiduni, Voluntariul împinge jocul în treimea adversă, Gorobsov caută spațiile, Răzvan Puiu. Da, foarte organizat Emil aici, stă pe două linii și așteaptă adversarul și de cealaltă parte probabil că încearcă să aștepte Puiu către o greșeală a lui Emil. Arată Ovidiu Popescu, Nedelcu, Denisman, Intănase, Crețu, schimbă bine partea, Soiledis pentru Ovidiu Popescu, Soiledis, Coman, Tănase din prima pentru Gnoere, așteaptă la para a doua Denisman, mingea al căuta pe Tănase. Voluntariul, bună pasa lui Laiduni, Mățan, jucător foarte bun în aceste dueluri, e 1-1, are o calitate bună în dribling, atât în realitate, sau mai bine spus în realitate, pentru că e partea mea de bază, tu trebuie să ne spui, Teo, cât de mult te poți folosi de Mățan în FIFA 20. Mățan foarte rapid, un jucător foarte util, la fel ca Benzar, doi jucători care vor fi destul văzuți în flancuri ca aici, încercând o pătrundere în viteză. Până acum însă, puține ocazii, un joc foarte stabil. Miron, oare departe pentru Denisman. Nu știu ce calitate are Denisman în FIFA 20. Pentru mine am tot spus-o la meciurile pe care le comentez. El este mai mult un vârf 2, acolo unde a dat randament foarte bun la UTA. Însă la FCSB este jucat mult în bandă.
Asta în primul rând pentru că în acest moment FCSB voluează într-un 4-3-3. Atunci când a fost titularizat, FCSB juca cu Nicolae Dică la conducere cu Budescu 10 și astfel Mani era obligat să fie trimis în bandă. Nu știu ce calitate are în FIFA 20 ca extremă, dar sincer eu l-aș încerca în poziția de vârf 2 și aș da renunța la Tănase sau cel puțin l-aș trimite pe Tănase în zona laterală. Am putea vedea așa ceva pentru că Emil spunea că are ca sistem favorit 4-4-2 și ar fi o variantă să joace cu Nuere și Denis Man ca atacanți. Nuere acum către Florin Tănase, este Ovidiu Popescu și un joc de posesie în prima repriză pe care l-a încercat Emil. Nu a dat roade însă, voluntariul se ține bine și avem în continuare un 0-0. Ești foarte echilibrat. Pașcanu, Vorobsov, flancul drept la Benzar. Din nou încearcă în viteză, dar Soiledis a ținut foarte bine acea parte. Țâră. Ofenta acolo este pus la pământ de Nedelcu, un fault pe care s-ar putea să-l execute rapid, dar iată că preferă să aștepte să aibă mai mulți jucători în față. Chiar și așa vedem nu foarte multe opțiuni, mulți jucători păstrați în urmă pentru a nu fi prins pe un eventual contraatac. Centrare către Țâră, este gol! Voluntariul deschide scorul 1-0 prin Țâră în minutul 42. Ce centrare acolo, o raritate la FIFA 20, unde centrările nu mai sunt foarte utile, dar aici o minge trimisă perfect și o super lovitură de cap. Cred că a fost primul gol pe care l-am văzut astăzi dintr-o fază fixă, dacă nu mă înșel. Coman a încercat să combine cu Gnoere. Un contrapressing-ul recuperează Soiledis, foarte sus avansat fundașul stânga de la FCSB. Nedelcu, Ovidiu Popescu, Ovidiu Popescu pentru Tănase, Gnoere, blocat destul de ușor. Este 1-0 la pauză pentru FC Voluntari, am putea spune o surpriză, cel puțin din punct de vedere al numelor, cele două al echipelor. Este Voluntariul cu golul din fază fixă. Surprinzător, dar oare vom vedea la pauză schimbări din partea FCSB-ului? Poate un telefon dintr-o zonă a stadionului? Ovidiu Popescu pentru Nedelcu. Nedelcu așteaptă Coman. Nedelcu a preferat să întoarcă. Ovidiu Popescu, Gnoere. Până acum nu i-au reușit aceste acțiuni lui Emil cu Gnoere în poziție de pivot. S-a întors destul de greu cu atacantul francez. Centrare din nou periculoasă. Prinde Vlad. Pare că Răzvan Puiul cunoaște foarte bine pe Emil pentru că a știut tot ce a făcut până acum. Parcă în pană de idei, nu pare că ar fi ziua lui, dar lucrurile se pot schimba oricând. Să vedem acum acest atac la Iduni în duel cu Dragoș Nedelcu, Gorobsov. E un joc către flancuri, Mățan, uitam pe în centru la Iduni. Așteaptă un culoar... Puiul, Aiduni, la Țâră, este intervenția lui Planici și un contraatac. Acum Nuere, Florin Tănase, dar balon pierdut foarte rapid. Poate vom asista la un joc pe contră în repriza a doua. Slabă pas acolo a lui Florin Tănase. Aici contează și moralul jucătorilor, ca și în realitate, dar mai degrabă pe parcursul unui sezon. Atunci când intri în acea carieră de manager, cum reușești să ridici moralul jucătorului, superb aici fază și 2-0 pentru Voluntari, marchează Țâră. Cât de spectaculoasă a fost și această fază din partea lui Răzvan Puiu, Voluntariul, cum nu l-am mai văzut. Iată ce fază de pase rapide aici, îl surprinde total pe Emil, iar Țâră reușește dubla, este... Un scor din nou, surpriză, 2-0 și Emil trebuie să schimbe ceva cât mai repede pentru că e clar că jocul lui nu merge cel puțin în acest meci.
Am văzut pe Mil cum l-a ținut pe Vlad pe o poziție ceva mai avansată. Cred că se aștepta la o pasă, dar pasa nu a mai venit către Simonovski. Coșutul lui Țără, Nedelcu pentru Gnoere. Trebuie să reacționeze FCSB-ul, altfel va începe acest sezon de Liga 1 Casa Pariurilor în format virtual, slab așa cum a început sezonul și în cel real. Nismoan pentru Ovidiu Popescu. Ovidiu Popescu mai departe, Nedelcu. S-a greșit al lui Nedelcu, totuși cu șansă mingea rămâne în posesia lui Emil. Teo, voiam să te întreb dacă ai văzut imagini de la turneul de FIFA din Spania, câștigat de Marco Asensio, jucătorul lui Real Madrid. Am văzut, a fost o acțiune remarcabilă aceea de la eSports și faptul că jucătorii de fotbal s-au prezentat și am avut jucători de la echipe foarte mari, este îmbucurător pentru situația actuală și pentru, în general, comunitatea de FIFA. Au fost niște decizii foarte amuzante luate de Marco Asensio. În primul rând a renunțat la Benzema, s-a titularizat pe el și a trecut banderola pe brațul său și a trecut banderola pe brațul său și Ramos a fost doar un simplu jucător, nu și capitan. Ramos glumea, spunea că Asensio va vedea când se va întoarce la antrenamente. Marchează, iată, FCSB-ul și am putea avea un final de partid interesant. Sunt convins că va avea mici probleme Marco Asensio când o să reînceapă antrenamentele. De altfel, după acest campionat al jucătorilor de FIFA, vom vedea și jucători de fotbal care vor juca într-o cupă. Centrarea lui Mățan, te întrerup puțin pentru că a fost o ocazie mare, aproape de 3-1 Benzar. Răzvan Puiu, singurul jucător care s-a bazat pe centrări astăzi. N-am văzut un joc bazat pe centrări niciun meci, dar foarte multe centrări încercate. Iată din nou este Simonovski acolo, dar a fost o centrare ratată din partea jucătorului de la FC Voluntari. Eu sunt foarte curios să vedem meciurile de mâine, pentru că e clar, în această seară se vor uita și cei care au jucat și pot să aibă anumite schimbări în etapele următoare, mai ales ținând cont de prestațiile pe care le-au avut ei, dar și de adversarul pe care îl vor întâlni în următoarele meciuri. Simonovski, Mățan, cu o acțiune importantă cu Simonovski, blocat de Miron, posesie pentru FCSB. Sunt convins că în această seară vor începe analizele. Jucătorii își vor analiza jocul lor, dar și al celorlalți jucători. S-ar putea să vedem meciuri mai bine pregătite în următoarele etape, mai mulți jucători putând să surprindă aici într-un mod de joc pe care nu l-am mai văzut, un mod de joc pe care nu-l joacă în general. De altfel, Puiu, sunt convins că nu joacă așa în general FIFA Ultimate Team, dar acum reușește să surprindă și Emil nu s-a așteptat la un asemenea stil. Țără, șansă să închidă meciul pentru Răzvan Puiu. Acum contraatac pentru FCSB. Gnoere blocat încă o dată foarte ușor. Cred că cel mai slab jucător de la FCSB a fost Gnoere. Mățan, Trâncareu, Mățan, șansă importantă. Țără, șutul său blocat de către Planici. Mai are o șansă la un rezultat de egalitate. Emil Constantinescu o minge către Gnoere. Nu a fost offside, Noere, centrarea acestuia blocată foarte ușor de către Achim. Morovsov se joacă pe contre în acest final de partidă. Soiledis, Noere, Olaru, palistul adus de la Gazmetan, pasează greșit și cred că a fost ultima șansă pentru Emil Constantinescu de a obține un rezultat de egalitate. Încă o minge pierdută de Gnoere. Nu le mai ținem contul și se termină acest meci. Iată o surpriză din punct de vedere al numelor. 2-1 pentru Voluntari contra celor de la FCSB. Luăm o nouă pauză și vom reveni cu ultimul meci al etapei, Astra CFR Cluj.
Un alt fel de fotbal, aceeași pasiune. Casa E Liga 1.